Aș vrea să trecem la un alt subiect, la somn. Somnul este un capitol aparte în sfaturile tuturor, să spunem, și ale cercetătorilor, dar și a influencerilor care, mă rog, abordează aceste subiecte. Spune-ne care este părerea ta despre somn și cum te folosești tu de somn pentru a îți reface rezervele la de energie. La momentul filmării acestui podcast, pentru că am venit de la Iași cu avionul și am venit dimineață la 5, am avut avion, m-am trezit la 3. O să fiu puțin mai obosit la finalul zilei și voi avea nevoie de o refacere mai lungă, mai ales că până acum am mai participat la o emisiune, m-am implicat, m-am concentrat și în astfel de zile, în astfel de perioade, după astfel de perioade mai intense, avem nevoie de o refacere mai îndelungată. Nu e cazul meu, dar persoanele care au și stres emoțional, stres psihologic, emoții negative, conflicte, agresiune, tot felul de evenimente de care încă nu sunt conștienți că le afectează sănătatea, dar aceste persoane au nevoie de o perioadă mai mare de odihnă, pentru că tot acest surmenaj produce în organism mai multe substanțe, printre care și adenozina. Adenozina este o substanță care măsoară nivelul de oboseală. Cu cât avem mai mult adenozina acumulată, cu atât avem nevoie de o perioadă mai mare de refacere. În schimb, dacă suntem mai liniștiți, mai zen, mai medităm, mai ne plimbăm și nu răsturnăm munții, avem o zi bună, suntem mai așa, nu avem nevoie de aceeași cantitate, pentru că surmenajul și uzura este mai mică. Da? Și aici, somn la fel, 8 ore, trebuie să dormim 8 ore. Asta e o medie calculată, da? Dar depinde de la zi la alta, că sunt 7 ore sau 9 ore, acest lucru e variabil în funcție de ceea ce am făcut anterior, în ziua respectivă sau în perioada respectivă, că poate n-am reușit să compensăm uzura din timpul săptămânii, că n-am avut timp să dormim, poate am avut nevoie de 8 sau 9 ore, n-am avut timp și atunci poate peste weekend, dar asta nu repară în totalitate. Deci avem nevoie în medie de 8 ore, în medie însemnând toți cei care trăim o viață relativ normală într-un oraș relativ normal, că asta e normalitatea noastră. Dacă, în schimb, avem o perioadă de vacanțe, de concedii, de relaxare, o să vedem că putem să gestionăm și mai puțin somn. Dacă suntem mai... Și firea noastră cum e, da? Dacă suntem foarte agitați, foarte stresați, atunci avem nevoie de mai mult somn. Dacă suntem mai... Da. Deci eu trebuie reglat, ca orice. Cum am spus și cu mâncatul, la fel. Dacă ai păcătuit mai mult, un post mai lung, dacă... Da, echilibru. Ești de acord cu cei care spun că tocmai în acest context nu trebuie să ne obișnuim organismul cu cafea, cu cofeină, da, cu energizante, tocmai pentru că întârzie intrarea adenozinei înapoi? Da, păi cafeina se leagă de receptorii pentru adenozină și corpul nu mai știe dacă e obosit. Deci el mai percepe oboseală, însă adenozina se acumulează. Și când își dispare efectul cafelei, care în medie de timpul de înjumătățire aproximativ 5 ore, deci, dar și ăsta e timp mediu pentru că depinde de fiecare organism în parte, efectele de aia, toată lumea zice că efectul e diferit, nu la toți cafeina acționează la fel. Deci după ce acest efect al cofeinei care blochează receptorii de adenozină trece, noi avem în corp o cantitate mai mare de adenozină, și cea care a fost blocată și cea care s-a acumulat între timp, și atunci nevoia de somn e și mai mare. Dacă mai dăm, mai insistăm cu încă o cafea și cu încă o cafea, la un moment dat această adenozină este metabolizată și prin alte mecanisme și apare acel surmenaj cronic, acea oboseală cronică și... Care este prea multă adenozină în corp, de fapt. Da, mă rog, da, da, dar ea nu mai e metabolizată în modul curat, natural, și pot să apară și deficiențe ale somnului, adică nu poți să te odihnești bine din cauza că ești prea tare obosit. Cumva stilul ăsta nostru de viață e destul de dăunător. Trebuie echilibru și să ne gândim că viața noastră este o călătorie. Unde alergați, oameni buni, așa? Unde vă agitați? Unde alergați să obțineți ce? Pentru că dacă trăiești doar
în perspectiva că trebuie să obțin ceva neapărat acum. Da, aceste perspective există, pentru că avem obiective, avem targete, avem toți. Da, puteam să zic, băi, am examen la medicină, dar eu nu prea am chef acum, că ia să-i zic eu să-mi pună examenul peste o săptămână, că nu o să am eu chef să vin. Nu merge așa. În viața reală, în societate, sunt niște norme, niște reguli, niște... dar astea nu sunt perpetue. Deci astea nu țin o veșnicie. Când, după o perioadă în care ne-am agitat mai mult, da, noi să conștientizăm, am nevoie de o vacanță, gata, nu mai răspund la telefon. Dar nu, că n-ai făcut aia, n-ai făcut aia. Bă, o să le fac. Dar dacă eu îmi deteriorez organismul peste 2, 3, 5 ani, cine o să le mai facă? În momentul în care gândim pe termen lung, da? Și nu gândim doar ce fac săptămâna viitoare sau luna viitoare sau anul ăsta, cum închid bilanțul, cât profit fac anul ăsta, și te gândești ce fel de viață o să am peste 5 ani, 10 ani, 15, 20, 30, 50, în ce fel îmi duc această călătorie, vei ști sau vom ști cu toții să alternăm perioadele de muncă, de engagement, cu perioadele de relaxare, de calm, de liniște, de, da, să avem timp de plimbări, să avem timp de stat degeaba, Avem timp de dar nu sta degeaba cu ochii în telefon, pentru că atunci când stai degeaba cu ochii în telefon, nu stai degeaba, că creierul tău tot lucrează. Stai degeaba.